Aș dori să continuăm meditația la subiectul acesta și aș vrea să completez lectura din Cartea Evrei și vă propun să citim un paragraf mai larg, începând chiar cu versetul 1, Evrei 12, versetul 1. Și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea în care ne stă înainte. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta lui Dumnezeu, la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Uitați-vă cu luare aminte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. Și ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii. Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de El. Căci Domnul pedepsește pe cine iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți pedeapsa, Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii, căci care este fiul pe care nu-l pedepsește Tatăl? Mă opresc aici cu lectura. Am dorit să citesc paragraful acesta mai larg ca să putem înțelege disciplina în deschiderea ei largă, așa cum ne-o prezintă cuvântul lui Dumnezeu. Fratele Liviu a făcut precizarea asta și este necesară, această diferență între sensul de pedeapsă și disciplină. A făcut această precizare și vom vedea că este important să înțelegem lucrul acesta, pentru că dacă în adevăr în procesul de disciplinare există și o etapă a pedepsei, lucrul acesta este adevărat, dar nu toată disciplinarea presupune pedeapsă. Și de aceea este important să facem această deosebire. În momentul în care înțelegem procesul de disciplinare doar prin pedeapsă, atunci vom vedea că apar lucruri nepotrivite. Deci, disciplinarea vine de la cuvântul acesta din limba latină, discipol, ucenic. Discipol. Și ne aducem aminte că Domnul nostru a avut discipoli și Domnul a format discipoli, ucenici. Și așa cum spunea și fratele Liviu și reiau doar, procesul de disciplinare are multe lucruri pozitive și găsim în cuvântul lui Dumnezeu foarte multe lucruri pozitive pe care Dumnezeu vrea să ne învețe. Trebuie să învățăm întâi foarte multe lucruri pozitive. Și dacă ne uităm încă din vechime, în momentul în care Dumnezeu dă porunci care au în vedere binele omului, Domnul spune, dacă vei face așa, vei fi binecuvântat. Și există în Cartea Proverbelor paragrafe care vorbesc despre binecuvântări și despre blesteme. Sigur că avem dificultăți să înțelegem cuvântul blestem, pentru că el este încărcat cu o conotație firească, omenească. Blestemul, în intenția lui Dumnezeu, era această disciplinare corectivă. Și iată că ajungem să facem această distinție. În procesul de disciplinare avem disciplinare preventivă și disciplinare corectivă, care înseamnă, poate să însemne și pedeapsă. Disciplinare
preventivă este zona largă, în care, dacă este să ne privim pe noi în relația cu Dumnezeu, Dumnezeu ne învață ce trebuie să facem. Este nota pozitivă, nota de formare, de instrucție, de instruire, de învățare, de îndrumare. Aceasta este nota pozitivă a procesului de disciplinare. Și când ne uităm la experiența ucenicilor cu Domnul Iisus, câte lucruri bune avea să învețe el, și au fost și momente în care a apărut și disciplinarea corectivă față de ucenici. Dar aceasta a fost doar o etapă. Și nu a venit disciplinarea corectivă înainte să fie disciplinarea în aspectul acesta pozitiv, de învățătură, de instrucție, de îndrumare, așa cum spunea fratele Liviu, de fixare a limitelor. Dumnezeu ne vorbește în dragoste. Iar disciplinarea este un proces al dragostei lui Dumnezeu. Disciplinarea preventivă are în vedere intenția lui Dumnezeu de a fi niște oameni așa cum vrea El, ca să ne bucurăm de binecuvântările Lui. Disciplinarea corectivă este tot o fațetă a dragostei lui Dumnezeu. Pentru că, așa cum am văzut în Evrei, este nevoie. Este nevoie pentru că e o luptă. Și lupta aceasta este lupta împotriva păcatului. Și lupta împotriva păcatului nu o începem la maturitate. Lupta împotriva păcatului începe de la cele mai mici vârste. Pentru că, așa cum spune psalmistul, iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea. Ne naștem cu păcatul în noi. Și păcatul în noi dorește să ne transformă în niște instrumente de împotrivire față de voia lui Dumnezeu. Ideea de împotrivire, ideea de răzvrătire este prezentă și noi ca părinți o vedem în copiii noștri de la vârstele cele mai mici. Dorința chiar a pruncului de a face ce-i place lui, nu ce trebuie, este de la vârstele cele mai mici această dorință. Iar procesul de disciplinare are în vedere lucrul acesta, formarea copiilor pe care Dumnezeu ne-a încredințat. Deci, trebuie să facem această diferențiere între ce înseamnă disciplinarea preventivă și disciplinarea corectivă. Disciplinarea preventivă este ca un proces de călăuzire activă pe care Părintele credincios este responsabil să-l pună în aplicare cu copiii lui. O călăuzire activă, educare, instruire, pentru ca copilul să ajungă un om matur, înțelept și evlavios. E un proces lung, nu se face peste noapte, dar este un proces la care părintele este angajat pentru toată viața cât copilul este în casa lui. În momentul în care vorbim de disciplinare preventivă, trebuie să avem în vedere relația dintre cel ce disciplinează și cel ce este disciplinat. Când este vorba de o călăuză, trebuie să ai încredere în călăuza aceea. Imaginați-vă că trebuie să pleci într-un loc necunoscut și ai nevoie de o călăuză care să te poarte prin locuri necunoscute. Și omul înțelept știe lucrul acesta simplu. Trebuie să am încredere în această călăuză. Trebuie să am încredere. Nu pot să merg pe urmele unei călăuze în care n-am încredere. Dacă este să mergi într-o expediție montană
și nu știi drumul și n-ai nici marcajul, ai nevoie de o călăuză care să știe potecile. Pentru că altfel este foarte ușor să te rătăcești și chiar să ajungi în pericol, să-ți pierzi viața. Dar ai nevoie de o călăuză în care să ai încredere. Este o relație de încredere care trebuie cultivată, trebuie să existe între cel ce călăuzește și cel ce este călăuzit. Și aici este foarte important să înțelegem că în procesul acesta de disciplinare preventivă trebuie să avem în vedere, așa cum spunea, cum atingea și fratele Liviu, această relație de încredere a copilului în părinții lui. Ne aducem aminte că am văzut comportamente părintești cu ceva timp în urmă, care comportamente părintești la un moment dat puteau să zdruncine relația de încredere între un copil și părintele, un părinte inconsecvent, un părinte cicălitor, un părinte autoritar, s-ar putea să aibă o relație foarte, foarte compromisă în privința încrederii. Copilul trebuie să aibă încredere în părinte, ca să accepte procesul de disciplinare și să poată înțelege chiar și etapa de disciplinare corectivă, la care face apel în mod deosebit apostolul în epistola către evrei. Pentru că sunt momente în care lupta împotriva păcatului este teribilă, pentru că și în copil este păcatul. Pentru că și în copil este această rebeliune de care amintea și fratele Liviu. Pentru că și în copil este îndărătnicie și vom avea un capitol, dacă Domnul ne va ajuta, să vedem cum ne raportăm la copilul îndărătnic. Pentru că există rebeliune și vom avea, dacă Domnul ne va ajuta, și un capitol care înseamnă adolescentul rebel. Deci, în momentul în care, în procesul pozitiv în care părintele vrea să transmită pe cale unei disciplinări preventive pozitive, în procesul acesta, în momentul în care apare rebeliunea, în momentul în care apare îndărătnicia, în momentul acela trebuie să apară și corecția. Pentru că dacă nu apare corecția, lupta cu păcatul este pierdută. Lupta cu păcatul și a copilului și a părintelui este pierdută. Este o luptă, în termen spiritual, spune apostolul, o luptă până la sânge. Este o luptă pe viață și pe moarte. Păcatul vrea să pună stăpânire pe copiii noștri din cele mai mici, de la cele mai mici vârste. Lupta cu păcatul este o luptă pe viață și pe moarte. Și suntem răspunzători înaintea lui Dumnezeu de viața, nu neapărat de viața fizică, de viața copiilor noștri în totalitatea ei. Avem responsabilitate. Lupta este teribilă. Și atunci ai în față un comandant. Deci procesul de disciplinare este ca o luptă. Pentru că copilul trebuie antrenat să ducă această luptă. Are o căpetenie. Și de cele mai multe ori căpetenia pentru copil este părintele. El privește la părinte. Spune apostolul Pavel, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Îți trebuie în lupta aceasta să ațintești privirea. Și trebuie să ai încredere în căpetenie. La anumite vârste copilul nu-și dă seama cine este Domnul Iisus căpetenia. Și autoritatea este reprezentată de tata sau de mama. Și el trebuie să aibă încredere. Și aici apostolul vine și spune, în lupta aceasta, uneori antrenamentul pentru lupta aceasta presupune exerciții corective. Un soldat se antrenează prin prin exerciții și la un moment dat, în momentul în care nu performează, atunci antrenorul îi dă exerciții și mai grele. Uneori
care îi provoacă durere în trup. Pentru că lupta, căpetenia, comandantul știe, lupta este pe viață și pe moarte. Și copilul nu conștientizează lucrul acesta, dar mai târziu va conștientiza. Pentru că în final, disciplinarea este expresia dragostei lui Dumnezeu. Disciplinarea este expresia dragostei părintelui pentru copiii lui. Pentru că sunt copiii lui recunoscuți și pentru că iubește, nu poate să cruțe nuiaua. Deci, iată elementele, lucrurile care ne pot ajuta să înțelegem diferența între disciplinare preventivă și disciplinare corectivă, care iarăși adesea este confundată doar cu pedeapsa și nu este gândită doar ca o etapă în procesul de formare și de disciplinare a copilului. Ce vreau să spun? Aș vrea să înțelegem lucrul acesta privind la un exemplu. Doi copii. Să-i zicem la unul Ionuț și la altul Mihai. Copii micuți, 2-3 ani, care au văzut poate pe surioara lor mai mare că se-a jucat de-a căsuța. Și la un moment dat îi vine și lui ideea să se joace de-a căsuța în bucătărie. Și vede el acolo un dulap și se vede, îl deschide și vede că crede că ar putea încăpea în dulapul ăla. Dar dulapul e ocupat cu de ale mamei, cu de toate. Și atunci copilul, harnic foc, începe să scoată totul din dulap. Scoate totul din dulap, le pune palandala la grămadă și intră în dulap. Și când vine acasă mama obosită, unde îl găsește pe Ionuț? Fericit foc, e în căsuța lui, în dulap. Mama se supără și îl zmucește de acolo. Nu ți-e rușine. Îi dă două nuiele, pune, caută repede nuiaua dacă nu-i dă cu palma. Treci în camera ta, obraznic ce ești, uite ce mi-ai făcut. Copilul speriat încasează bătaia, se duce în camera lui, plânge și este foarte înfricoșat. Ce a reușit mama? A reușit să-l pedepsească, dar n-a reușit să-l disciplineze. A reușit să-l înfricoșeze. A reușit să atingă un scop, o pedeapsă pentru o chestie de neascultare sau de... A reușit să se concentreze pentru un lucru care a fost făcut în trecut. N-are în vedere viitorul. Se arată supărată și dezamăgită, pentru că ea obozită vine și îl găsește pe Ionuț în dulap și cu toate răvășite prin casă. Copilul este înfricoșat, dacă este un copil cu așa, poate să zică, lasă că eu fac eu lui mama altă dată. Și poate chiar cu dorință de răzbunare. Haideți să-l vedem și pe Mihai. Vine mama lui și povestea poate fi asemănătoare până la punctul în care se întâlnește cu mama lui. Mama lui foarte categorică, Mihai, ce ai făcut? Așa ceva nu se... Știi că n-ai voie să intri în bucătărie fără mami. Trebuie să te pedepsesc. Și poate că și mama lui Mihai îi dă două nuiele. Zice, trebuie să te pedepsesc, dar acum vină cu mama și ajută-mă să punem lucrurile la loc. Mami te iubește. Tu trebuie să înțelegi că a fost nevoie de o corecție, dar mami te iubește. Hai să mă ajuți. Mihai s-ar putea să plângă și el un pic, în momentul însă în care mama îl invită să o ajute.
să pună lucrurile în ordine, el dintr-o dată se va însenina și el va înțelege și va fi pentru el o lecție. Și mama aceasta și-a disciplinat copilul, dându-i o pedeapsă. Dar mama aceasta a avut grijă să echilibreze gândul disciplinării cu dragoste. Pentru că disciplinarea trebuie făcută în dragoste. E un exemplu simplu. Și mai puteți găsi o mulțime de alte exemple. Este un exemplu simplu pe care trebuie să-l avem în vedere. Trebuie să manifestăm siguranța că și să aplicăm disciplina de la început, dar cu dragoste. Întotdeauna ajutând pe copiii noștri să înțeleagă că trebuie să fie disciplinați. Ar mai putea fi și un lucru când accentul se pune pe pedeapsă în procesul de disciplinare, s-ar putea adesea și când pedepsele se repetă, fără să apară acea echilibrare a dragostei din partea părintelui, s-ar putea să se frângă copilul, spiritul lui, personalitatea lui, aprecierea lui de sine însuși. Încercam noi și cu alt prilej să înțelegem că este important ca să se formeze la copil un simț al valorii de sine. Este important lucrul acesta și am văzut că nu este un lucru lumesc sau periculos. Copiii să știe că sunt de preț și pentru părinții lor și înaintea lui Dumnezeu. În momentul în care disciplinarea este limitată doar la un proces de pedepsire, se poate frânge ceva în copil. Și există un verset în cartea Proverbe. Disciplinează-ți copilul. Noi avem problema asta în limba română, nu avem diferențierea aceasta, așa cum spuneam și la început, între disciplinare și ce pedepsește sau disciplinează-ți copilul, că tot mai este nădejde. Dar nu dori să-l omori. Se poate omorâ ceva în copil în momentul în care părintele vede disciplinarea doar ca o chestiune de pedeapsă. De pedeapsă punitivă. De aceea, Domnul trebuie să ne dea har, să putem înțelege cât de complex și cât de important este ca disciplina să fie înțeleasă în toată complexitatea ei. Iată, am încercat să facem diferențierea aceasta între disciplinare preventivă, disciplinare corectivă și fratele Liviu a amintit, scopul disciplinării este formarea unui copil care să ajungă un adult înțelept și evlavios. Am văzut această diferențiere între pedeapsă și disciplinare și am văzut că trebuie cu atenție și cu grijă administrată disciplina încât să nu zdrobim spiritul copilului. Timpul a trecut, probabil că și data viitoare e posibil ca încă două duminici să mai vorbim despre procesul acesta de disciplinare în general, pentru că este important să vedem cum se aplică măsurile de disciplinare, să vedem când este cazul să părintele să apeleze la o disciplinare fizică, nu iaua, când trebuie folosită, nu iaua. Și apoi, așa cum spuneam, vom continua să vedem care este atitudinea față de copilul îndărătnic, care este atitudinea față de adolescentul rebel. De ce? Pentru că am văzut noi
și repetăm, casa creștină este un lăcaș al înțelepciunei. Lăcașul înțelepciunii în care unul din stâlpii de structură de rezistență este stâlpul disciplinării. Am văzut noi acolo că sunt mai mulți stâlpi într-un lăcaș al înțelepciunii, așa cum ne dorim să fie casele noastre, casa creștină a fiecărui frate și a soră, un lăcaș al înțelepciunii, unde să primim copiii ca binecuvântări ale lui Dumnezeu și să ne împlinim rostul, responsabilitatea, să-i creștem pentru Dumnezeu și pentru slava Lui.